că Domnului, uh, îmi pare bine să vă văd în această seară uh, așa de mult și așa de uh, bucuroși. Mă nu știu dacă la fel de bucuroși veți, veți fi după ce vom uh, încheia acest mic studiu. Uh, Adevărul că de la început n-am știut că veți fi cu toți aici am crezut că o să fie o întâlnire uh, numai cu tinerii. Dar cred că fiecare dintre noi avem provocările vieții și uh, indiscutabil că ultimele luni ne-au pus în fața unor probleme legate de inteligență artificială. Indiferent că urmăriți știrile la TV, posturi creștine sau laice, dar cei mai mulți probabil că citiți la fel ca și mine știrile pe internet și cumva alegeți dintre aceste știri, ați auzit dezbaterea aceasta despre inteligența artificială. E adevărat că eu cu fratele Radu am hotărât această temă cu mult timp înainte, undeva cred că în luna aprilie, când știam și mai puține lucruri decât știu acum, dar și acum știu destul de puține lucruri despre inteligența artificială. Dar cumva nu mă simt foarte, foarte uh, inadecvat, pentru că nici alții mult mai deștepți decât mine nu știu foarte multe lucruri. De aceea, în domeniul acesta al inteligenței artificiale, există mai multe întrebări decât răspunsuri și voi da timp la final pentru întrebări. Deși veți auzi de multe ori răspunsul standard cu care eu răspund la orice întrebare, oricât de grea este, știu răspuns la orice întrebare. Dar răspunsul standard este nu știu să răspund. Așa că, pe domeniul acesta, nu o să mă simt prea rău dacă nu voi putea să răspund la întrebările complicate pe care dumneavoastră poate că le aveți. Și eu am multe întrebări și creștinul, într-adevăr, trebuie să trăiască în lume. Așa ne-a spus Domnul Iisus Hristos că nu ne putem izola de lume, ci că noi trebuie, fiecare în generația în care Dumnezeu a îngăduit să ne naștem, cumva să. Ne adaptăm situațiilor și dezvoltării societății și totul să trăim fără păcat. Asta este provocarea cea mare. Nu putem să plecăm, nu putem să distrugem tehnologia, deși poate că unii am crede că aceasta este soluția. Și cred că fiecare dintre dumneavoastră aveți o poziție personală cu privire la tehnologie. Unii sunteți foarte pro. Alții sunteți foarte contra și cei mai mulți dintre noi suntem undeva între cele două extreme. Oricum, nu teoria ne omoară, ci practica. Pentru că dacă am contorizat timpul pe care îl petrecem în relație cu tehnologia, am constatat că mare parte a timpului nostru liber vorbesc acum, pentru că fiecare dintre noi 5-6 ore dormim. 8 ore mergem la serviciu sau la școală, și mai rămân puține ore, nu? Și acelea le petrecem, mare parte dintre ele spun studiile și măsurătorile sociologice pe care eu le-am făcut, le petrecem cu tehnologia. Fie că e vorba despre uh, televiziune, dar mai ales despre internet și despre toate dispozitivele acestea cu procesor care ne înconjoară peste tot. De aceea, in, uh, încercând să interacționăm cu această tematică destul de pretențioasă, și anume creștinul și inteligența artificială, ar trebui să pornim de undeva ca să putem apoi discuta. Și... Uh, care este agenda pentru astăzi? Vă dau câteva puncte pe care voi încerca să le tratez. Uh, Primul punct, bineînțeles, cu o introducere, apoi urmează uh, scandalul uh, ca, pe care poate că l-ați auzit în ultimele zile, Sam Altman, Open AI, apoi ce este inteligența artificială, are de a face inteligența artificială cu creștinismul și apoi vom ajunge la câteva concluzii. De aceea începem în introducere cu întrebarea ce este inteligența, ca să ajungem la cea artificială. Este capacitatea de a înțelege ușor și bine, de a sesiza ceea ce este esențial, de a rezolva situații sau probleme noi pe baza experienței acumulate anterior. Adică trebuie să înțelegem lucrurile și trebuie să rezolvăm anumite situații sau probleme. Și aceste lucruri le facem pe baza unor experiențe. Și fiecare dintre noi avem experiență în mai multe domenii. De aceea, în ce privește inteligența, oamenii de știință au găsit mai multe tipuri de inteligență și mai multe răspunsuri la care este cea mai importantă inteligență. s vorbim mult timp despre coeficientul de inteligență. IQ, da? Ați auzit cât de inteligent este un om și mare parte din IQ acesta are de a face cu genetica. Adică cât de inteligent ne-am născut. Și pentru că nu suntem toți la fel, recunoaștem că fiecare a primit mai mult sau mai puțin. Au venit oamenii de știință și au spus: "Nu este cel mai important IQ. Cea mai importantă este inteligența emoțională." De la ce au pornit oamenii? De la faptul că și-au dat seama că unii copii care nu sunt așa de inteligenți se descurcă foarte bine în viață. Și atunci spuneau ei, trebuie să fie altceva în spate, trebuie să fie un alt tip de inteligență. Și au zis, este inteligența emoțională. Emoția pe care o are omul, sentimentul pe care îl are, modul în care știe să se relaționeze, să se facă plăcut. Și oamenii se angajează mai ușor dacă au un coeficient din acesta de inteligență emoțională mai mare. Au încercat un alt răspuns și anume inteligența socială. Cât de bine reușim să ne integrăm social. Dacă ai o inteligență socială înaltă, înseamnă că reușești să-ți faci relații foarte ușor și reușești să răzbați în această junglă care este viața aceasta. A venit... Pandemia dar înainte de a fi pandemia, oamenii au vorbit despre coeficientul de reziliență. Adică cât de mult reziști la stres, cât de mult reziști trecând prin situații extrem de dificile. Și a spus, asta este inteligența, să poți într adevăr să reziști pandemiei. Și în această pleiadă de tipuri de inteligență se vorbește deja de aproape 100 de ani despre inteligența spirituală. Și aici cumva, parcă suntem mai interesați, nu? Spiritualitatea. E adevărat că spiritualitatea nu este doar spiritualitate creștină și alte religii propun alte tipuri de spiritualitate, dar în această înțelegere sau încercare de înțelegere a ceea ce este inteligența și care tip de inteligență este cea mai importantă. Există o carte scrisă de un uh, român, culmea în anul 1981, el se numește Dumitru Constantin Dulcan, este medic, neurolog și uh, psihiatru, și omul acesta scria în 1981, trecând de cenzura comunistă, Omul este singura ființă de pe tera căreia i s-a dat să se implice în demersul naturii, aici o dă cu natura, prin extensia inteligenței sale. Aceasta este responsabilitatea sa de a fi om. Omul nu poate trăi pur și simplu, nu poate avea doar o existență pasivă. Și aici acest om deosebit, foarte inteligent, om de știință, vorbește despre Extensia inteligenței sale. Și faptul că omul are această inteligență, deși are o parte materială, dar nu numai. Pentru că partea aceasta materială nu posedă această înțelepciune, această uh, uh, inteligență. Pentru că este o diferență între înțelepciune și inteligență. Și noi creștinii știm foarte bine lucrul acesta. Cunoaștem oameni care sunt extrem de inteligenți. Așa e că aveți colegi foarte, foarte inteligenți, care știu să rezolve sarcini dificile, care au experiența necesară conform uh, definiției și totuși n-au înțelepciune. În luarea deciziilor, apropo de ceea ce ați cerut să se roage Biserica pentru voi și bine ați făcut, că ați cerut înțelepciune în luarea deciziilor. Pentru că pentru a lua decizii bune nu-i suficient să fii inteligent. Eu am văzut oameni inteligenți care își folosesc inteligența într-un mod extrem de pervers, într-un mod în care încearcă să manipuleze, într-un mod în care încearcă să-i uh, calce în picioare pe alții care sunt mai puțin inteligenți decât ei. De aceea, ce este inteligența artificială? Că tema noastră este despre inteligența artificială? Păi, definiția de dicționar e că e un domeniu al informaticii care dezvoltă sisteme tehnice capabile să rezolve probleme dificile legate de inteligența umană. Și aici când ne uităm, zicem, domnule, ce inteligență artificială e un domeniu care ne ajută. Și vreau să vă spun de la început că există domenii în care inteligența artificială ne ajută ca și oameni. Există însă și o față mai puțin luminoasă, o față mai întunecată. A inteligenței artificiale și vom încerca și acolo să facem uh, un gen de profeții. Să vedem care sunt riscurile pe care inteligența artificială le comportă. Inteligența artificială este capacitatea unei mașini de a imita funcțiile umane. Cum ar fi și auziți ce face inteligența artificială. Imită raționamentul. Învățarea, planificarea și creativitatea. Ei, aceste trei lucruri sunt specifice ființei umane. Și ființa umană vrea să fie ajutată de tehnologie și cumva externalizează serviciile. De ce să mai raționăm noi dacă poate raționa un computer în locul nostru? Și ne ajută foarte mult rețelele acestea sociale că nu ni se mai prea dezvoltă lobul frontal. Și trăim mai mult așa afectiv decât rațional. Oricum, lobul frontal, spun psihiatrică că se dezvoltă mai târziu, undeva pe la 20 de ani, de aceea în adolescență, adolescenții fac multe prostii. Dar ce se întâmplă dacă el nu se mai dezvoltă nici la 20 de ani? Că noi am externalizat serviciile, nu? Și ne trezim că nu mai trebuie să raționăm noi, că raționează alții pentru noi. Știți, mai era o reclamă, dar de mult, cei care sunteți mai vechiuți pe aici, poate vă amintiți. Zice, poți dormi liniștit, FNI lucrează pentru tine. Și a falimentat pe mulți. Pentru că ei au dormit liniștit și au lăsat Fondul Național de Investiții să lucreze pentru ei și uh, au rămas cu banii dați. Învățarea. noi foarte tentant... Să crezi că n-are rost să mai înveți tu că învață inteligența artificială pentru tine. Și că poți să primești un chip mic și să vorbești limba chineză. Ce rost mai are să înveți? Păi îți dai seama până înveți limba chineză, îți trebuie o veșnicie. E ca și maghiara. Unii spuneau că maghiara se va vorbi în cer. Știți de ce? Că îți trebuie o veșnicie să o înveți. Și cam așa e și cu chinez și oameniște ce dăm asta e o treabă grea o dăm uh, computerilor să facă învățare. Planificarea, nu? Ce rost să mai planificăm noi și creativitatea. Ați auzit că inteligența artificială uh, mai nou compune cântări? Da? Face tablouri. Proiectează stadioane de fotbal. Toate lucrurile acestea le face inteligența artificială. Și întrebarea noastră este de ce să ne mai batem noi capul cu aceste lucruri dacă pot să le facă alții pentru noi. Doar că dacă ne uităm cu atenție, aceste lucruri sunt specifice și aduc satisfacție în viața oamenilor. Așa au fost creați de un Dumnezeu care este creativ și care a făcut ca doi fulgi de neasă să nu semene unul cu celălalt și nici două fire de iarbă. Ori dacă noi cedăm inteligenței artificiale să facă treaba asta de creativitate, ce o să mai facem noi? E adevărat că sunt tot felul de scenarii și se vorbește despre faptul că noi nu o să mai facem nimic. O să trăim într-o lume în care nu o să facem nimic și unii cred că așa va fi și în cer. Eu nu cred lucrul ăsta. Domnul Iisus ne-a devolat lucrul ăsta și ne-a spus eu lucrez și tatăl meu de asemenea lucrează. Adică cei care credeți că vom avea hamace în cer, și o să stăm acolo în hamac și uh, o să ne bronzăm la soarele care nu o să mai fie pentru că însuși Domnul Iisus Hristos va lumina. Nu știu dacă va și bronza. Dar cred că nu la asta am fost chemați. Și n-ar trebui să ne obișnuim cu asta. Pentru că Hristos ne-a dat niște talanțe. A spus că trebuie să avem talanții aia. De ce? Ca să lucrăm cu ei, ca să producem alții. Nu ca să cedăm tot ceea ce ar trebui să facem noi Altora. Sistemele de uh, inteligență artificială sunt capabile să-și adapteze într-o anumită măsură comportamentul, analizând efectele acțiunilor anterioare și funcționând autonom. Și asta cu roșu, asta mă sperie un pic. Funcționarea autonomă. Și mă amintește de modul în care a funcționat omul autonom de la început. Dumnezeu i-a dat. Autonomie. Venea să se întâlnească cu el, dar a spus, uite, pot să mănânci sau să nu mănânci din pomul ăla. Eu zic să nu mănânci, că nu-i bine pentru tine, dar dacă tu vrei... Și omul în autonomia lui și-a folosit-o și suntem unde suntem acum. Conclinație de 45 de grade spre păcat, așa suntem. Și ușor ne pierdem echilibru. De aceea, această funcționare autonomă a inteligenței artificiale ar trebui să ridice prima problemă la care să ne gândim. Dacă este să ne uităm uh, la poza aceasta, să o vedem mai mare, este o poză de la Parlamentul European, care vorbește despre inteligența artificială și cum este utilizată zilnică. Să vedeți cum ne înconjoară inteligența artificială. De la uh, asistent personal digital... În ultimul timp, ați mai discutat cu persoane sunând la telefoane? Nu, doar cu roboți care vă răspund și care vă asistă în a vedea câți bani aveți în cont, de ce s-a blocat cardul și uh, să vă spună suma care o mai aveți acolo. De asta s-a blocat cardul că nu mai aveți bani. Dacă am cheltuit tot, cardul se blochează. Da? Dar există uh, internetul obiectelor, aspiratoare, frigidere, ceasuri. Conectate toate, interconectate și oamenii, zic domnule, Oameni, ne ajută. Se vorbește despre uh, vehicole autonome și sunt create deja și ele circulă pe anumite șosele, chiar tiruri autonome, care pleacă de la destinație, merg între cele două benzi cu viteză constantă, în coloană și se duc până în capătul celălalt al Statelor Unite. Cumpărături, publicitate online, agricultură inteligentă, poate că aveți și dumneavoastră acasă springlere care pornește singure cu senzor dacă plouă afară, nu mai pornește springlerele ca să nu consume apa. Și apoi roboții. Roboții și uh, în ultimul timp se investește foarte mult în robotică și în cercetare. Cei mai mulți bani se investesc în creierul uman cei mai mulți bani se alocă pentru cercetări pe creierul uman. Robotică și creierul uman. Care sunt legăturile dintre cele două? Eu cred că sunt. Și încet, încet, oamenii încearcă să dezvolte tot felul de lucruri ca să ajungă să implementeze tehnologia la nivelul Creierului uman. Pentru că lucrurile deja sunt foarte, foarte aproape de noi. Și am făcut niște profeții. Cu ghilimele de rigoare, profeții. Și s-au cam împlinit. Atunci când vorbeam despre rețele sociale și când am studiat 2013-2016 problema aceasta, am spus niște lucruri, și după șapte ani au venit și au spus judecătorii federali din Statele Unite ale Americii, hei, rețele sociale sunt periculoase. Vedeți că e vorba de narcisism, e vorba de depresie, e vorba de... oh, zic, păi, dar eu asta stric de nu știu când. Acum, încet, încet și-or dat seama și ei de problema aceasta, i-am făcut studii de atunci. Și am spus, dragilor, dacă aici ne îndreptăm, acolo vom ajunge. Și să știți că nu mă bucur că am avut dreptate. M-aș fi bucurat în domeniul ăsta să fiu cu ghilimele de rigoare un proroc fals și să nu fi avut dreptate sau cel puțin să nu se întâmple în generația noastră. Acum, pe tipul ăsta, cred că îl cunoașteți toți, nu? Știți cine este? mi am scris acolo sus, să nu greșiți. Sam Altman. E creierul din spatele lui Open AI. Cel care, ala este logo de la Open AI. Dar dacă vă uitați aici, vedeți lucrurile mai bine, că OpenAI, care nu sună așa de cunoscut, este cel care a făcut ChatGPT, adică oamenii care lucrează în OpenAI, da? ChatGPT și aici suntem mai pe terenul nostru, nu? Ați văzut poezii compuse de ChatGPT? Da? Eu am citit multe eseuri pe care nu le mai fac studenții. ChatGPT. Știe să răspundă la orice întrebare mult mai repede și mult mai bine decât majoritatea studenților, ca să nu zic toți. Deși testele care s-au făcut au ajuns la concluzia că dacă un profesor, fără să știe cine a scris eseul respectiv, îl corectează, după barem, eseurile studenților sunt la nivel de 7-8 maxim, iar cele făcute de CET-GPT sunt la nivel de 10. Plin. Aveam o problemă la biserică. Și anume că pe pagina de Facebook și pe uh, pagina aceasta de social media apăreau texte scrise greșit, litere uh, întoarse, mâncate, virgule unde nu trebuie, unde trebuie nu apăreau și așa mai departe. Și dintr-o dată doamna profesoară de la noi de la biserică, una dintre profesoarele de română, a spus ceva s-a întâmplat. Pe site-ul bisericii și pe toate rețelele nu mai sunt greșeli deloc. S-a schimbat echipa din spate? Nu. Care este răspunsul? ChatGPT. ChatGPT știe să scrie corect în limba română, să nu vorbesc în limba engleză. Scrie perfect. Știe să ia o bibliografie schisă într-un anumit stil și să o schimbe într-un alt stil la un nivel de o secundă. Și o face perfect. De aceea Chet GPT ajută. N-am știut însă până săptămâna aceasta că în spatele lui ChatGPT cu o investiție de 49% acționar este Microsoft. De aceea, în momentul în care Sam Altman a fost dat afară, nu amenințat cu dată afară, dat afară din compania pe care el a dezvoltat-o, a intervenit microsoft -ul. Și au spus: dacă îl dați afară, noi îl luăm la noi. Dar îl luăm cu majoritatea echipei. Și într-o dată lucrurile s-au cutremurat acolo și din nou a fost o împăcare amiabilă. Știți cum se împacă de fiecare dată Mark Zuckerberg de, de la Meta cu toți cei care au o plângere împotriva lui? Știți cum se împacă? Cu bani. Le dă bani. Câți bani se cer, atâta el dă. Și se împacă cu toată lumea. Știți cum s-a împăcat Sam Altman cu cei de acolo? Rămâi în firmă și făți treaba. Important este să nu sar calul. Care este calul ăsta care ar trebui sărit și de care se teme toată lumea? Hai să vedem referitor la, la CGPT ce zice constructorul lui. Zice așa, Sam Altman. CGPT este incredibil de dar suficient de bun la unele lucruri pentru a crea o impresie înșelătoare de măreție. Mă, parcă ce despre diavol. Impresie înșelătoare de măreție. Declară el în decembrie 2022. Tot Altman spunea, este o greșeală să te bazezi pe el pentru ceva important, dar când? În acest moment. Pentru că el știa că lucrurile se vor dezvolta. Și să știți că CGPT dă destul de multe rateuri. Am făcut cu colegii mei mai multe simulări de la universitate și, de exemplu, într-un domeniu în care o colegă știa că sunt 28 de scrieri pe domeniul acela în toată literatura de specialitate. I-a dat să facă un eseu și a spus, te rog să-mi citez 48 de surse. Și în momentul în care a ieșit tse a fost verificat, cele 28 au fost toate identificate. Doar că restul au fost inventate de CGPT. A făcut alte eseuri, le-a dat nume, le-a dat autori și le-a citat ca să răspundă sarcinii care i s-a dat. Pentru ce GPT cea mai importantă este sarcina? Mergem mai departe. De ce a fost concediat uh, acest om? Păi spune că descoperire, a făcut o descoperire deosebită care a dorit a fi comercializată înainte de a se înțelege consecințele. O, oh, deci sunt consecințe grave sau pot fi, nu? Nimeni nu știe de ce a fost dar printre cuvinte asta, despre asta se, vorbea, se vorbește, că ar putea fi comercializate acele descoperiri nouă, ne spun că de fapt sunt niște uh, uh, probleme matematice pe care CGPT a reușit să le rezolve la nivelul clasei a patra. Hai să fim serioși, eu nu cred că e asta. Dar asta se spune. Că a reușit CGPT să facă matematică. Păi știa să scrie coduri informatice înainte. Care e problema că știe să rezolve uh, exerciții de clasa 4 Este altceva care este în spate. Se vorbește despre Q-Star, da? despre inteligența artificială generală în care se lucrează mult acum cu echipa, și se referă la un nivel de dezvoltare în domeniul inteligenței artificiale, în care un sistem este capabil să desfășoare, și ascultați acum, orice sarcină intelectuală pe care o poate realiza un om. Foarte aproape de momentul în care CGPT poate să rezolve o sarcină intelectuală pe care o poate realiza un om. Dintr-o dată, CGPT face exact tot ceea ce poate face un om. Întrebarea mea este, care e next level? care nivel nivelul următor? V-ați gândit ce pot să gândească oamenii sau nu mai o gândesc așa? Dacă face tot ceea ce face oamenii, după aia o să facă mai mult decât fac oamenii și apoi o să vrea să facă ceea ce face Dumnezeu. Și asta mai auzit. Am mai auzit și la diavol, și am mai auzit și la Babel, și am mai auzit în mai multe etape istorice, în care oamenilor le-au trecut cumva prin cap sau altor creaturi din Universul acesta că pot să facă ei ceea ce face Dumnezeu. Dar de fiecare dată s-a încheiat prost. Fără excepții. De fiecare dată lucrurile s-au încheiat prost. Și mă întreb dacă mergem în direcția aceasta, cum se vor încheia lucrurile. OpenAI definește inteligența artificială generală ca fiind sisteme autonome, din nou cuvântul autonom, care depășesc oamenii în majoritatea sarcinilor valoroase din punct de vedere economic. Adică mai mult decât reușesc să facă oamenii. Și acum vă prezint uh, un cunoscut. Uh, om de afaceri, cel mai mare antreprenor al timpurilor noastre. El se numește Elon Musk, da? Știți că în urmă cu vreo patru luni striga foarte tare să se oprească dezvoltarea inteligenței artificiale. De ce credeți? Se temea pentru noi, nu? Nu. Ci se temea că nu va fi el primul. Și că cineva ar putea să fie mai avansat decât el, ce și el? Patru luni măcar opriți-vă! Câteva luni opriți-vă! Ca să ajung și eu din urmă. Acest uh, om destul de ciudat, care are în ultimul timp declarații antisemite, și-a dat un nume ciudat în 2020 copilului său. A încercat unul foarte ciudat. Uitați, acesta este numele care a vrut să-l dea copilului său. xaea 12 Cei din California. Eu au spus, nu se poate, nu există această posibilitate să dai cifre ca și nume al copilului. Și pentru că i-au cerut lucrul acesta, i-a schimbat numele în x a e -A -X -I -I, Cifre romane la final. De ce zic lucrul acesta? Pentru că o să vedem că există undeva oameni cu nume de cifre. Și Biblia vorbește despre ei. Haideți să vedem care sunt domenii de aplicație ale AI, cumpărături online, asistență digitală, adică CGPT, ce face? Vehicule autonome, medicină, interviuri pentru job, control social, și aici Mare atenție, China sunt specialiști în asta, se specializează foarte repede în controlul social și și doresc lucrul ăsta. Falsuri grave, și o să vorbesc un pic despre deepfake. Rețineți deocamdată falsuri grave, și tot mai mult se discută despre arme autonome. Ați auzit și săptămâna aceasta, Corea de Sud a făcut o demonstrație, a ridicat uh, niște drone. Și a arătat acele drone inteligente care sunt folosite și de către Israel pe front, și anume care îți identifică fața și care te urmărește până te ucide. În momentul în care are amprenta ta digitală, nu se lasă, te urmărește, știe locația de pe telefon, are toate informațiile până când nu-l execută pe respectivul. Acestea sunt dom domenii de aplicație ale AI. Și nu uitați cuvântul acela pe care l-am subliniat cu roșu și anume autonome. Că de aici vine pericolul. Cineva vai dă autonomiei inteligenței artificiale, că drone au fost folosite și în războiul dintre Rusia și Ucraina. Țineți minte, da? Doar că era un factor uman. Era un om care telecomanda drona respectivă și o trimitea pe câmpul de luptă. Dar a fost șață, n-au văzut oamenii, au greșit și atunci au zis nou următorul nivel. Mergem cu drone care urmăresc oamenii până la moarte. Haideți să vă spun și apropii, chiar în 5, 7, 8, 10 minute, ar vrea să termin. Previziunile lui Harari. Yuval Noah Harari este unul dintre cei mai mari istorici ai lumii, predă la Universitatea din Ierusalim și el a făcut niște previziuni, da? nu le-a dat bine deloc, auziți. Ce a prezis el? Spunea că războiul e demodat. Cel mai, e mai posibil să mori sinucigându-te decât să fii ucis în război. Asta spunea înainte de cele două războaie, nu mondiale. După cele două războaie mondiale, dar înainte despre războiul din Ucraina și războiul din Israel. Ce mai spunea el? Că foamea va dispărea. Ești mai predispus să fii obez decât să suferi de foame. Și a spus, secolul 21. Nu va mai avea probleme de foamete. Despre ce se discută? Despre foamete. 3. Moartea. E doar o chestiune tehnică. Medicina se poate ocupa eficient de ea. Mai mulți oameni mor de bătrânețe decât de boli, spunea el. Și a spus, pentru că nu mai avem probleme cu războiul, cu foametea și cu moartea, ar trebui să ne ocupăm de alte lucruri. Dar noi constatăm că avem probleme cu războiul, cu foametea și cu moartea. Așa e? Ia să vedem ce zice el. De ce ar trebui să ne preocupăm noi? Păi zicea el că ar trebui de căutarea nemuririi, cum să fim nemuritori și spunea el cu dezvoltarea medicinei și o să devenim nemuritori. Și cu căutarea fericirii. Ei, și asta prinde foarte bine la populația. Căutători de fericire. Dar după ce au început lucrurile să se strice, Yuval Harari începe să se teamă și anume că tehnologia poate crea cel mai rău regim totalitar. Spunea el, în mâinile greșite, inteligența artificială ar putea însemna sfârșitul democrației. IA ar putea pune bazele pentru cel mai rău regim totalitarist din istoria omenirii, pentru că știți foarte bine, dictatorii mereu au visat la obediența fiecăruia, adică tot să-i slujească pe ei și să nu le iasă din voie. Monitorizarea fiecăruia în permanență, dar nu au putut să o facă, Acum este posibil. Nu e nevoie de agenți umani ca să fim urmăriți peste tot. Asta zice, după ce a dat o în bară, de data asta, cred că n-a dat-o chiar așa de rău în bară, Iuval Harari. Implicații din punct de vedere creștin. Și apoi dăm un text și încheiem. Care e problema din punct de vedere creștin cu această inteligență artificială? Inteligența artificială nu are simț moral, de aceea poate face deepfake. Ce înseamnă deepfake? Înseamnă că uh, inteligența artificială primește o temă ca să mă facă pe mine Remus Runcan să-l înjur pe Mark Zuckerberg. Asta e tema care o dă cineva. Ce face inteligența? Ia imaginile mele de pe net, de pe YouTube, cum am predicat aici, că am pronunțat despre Zuckerberg, și îmi identifică vocea, modulează, pregătește totul, și apoi face un clip de 5 secunde în care eu, Remus Runcan, îl înjur pe Mark Zuckerberg de la Meta. Dar o face așa de bine și sunt filmulețe, probabil că ați urmărit unii dintre dumneavoastră, în care zici, văd, dar l-am văzut cu ochii mei. Pastorul ăsta înjură. Știm de când a fost în biserică care ceva cu Zuckerberg și cu Elon Musk și cu ceilalți, dar acum l-am auzit. Într-adevăr vorbește urât. Cum te vei apăra în fața unui astfel de fake? Nu numai fake news, ci mult mai adâncă problema asta. Pentru că sunt imagini, pentru că e prelucrare de voce... Și pentru că totul pare să fie atât de real. Asta urmează. O altă problemă este că inteligența artificială poate deveni un fel de religie. Probabil că ați auzit de predici făcute de ChatGPT. Da? Ați auzit despre faptul că în Germania a predicat inteligența artificială. 300 de oameni, cum sunteți noastră, au venit să asculte predica inteligenței artificiale. Știți ce combinații face? Extraordinare! Am văzut cum a împăcat taoismul cu predica de pe munte. Asta a fost sarcina și a făcut, a combinat cele două lucruri și ți se părea că sună destul de bine. Ei, păi dacă și cu rațiunea mai ai probleme că ai externalizat serviciu, îți dai seama că o să crezi tot ceea ce, orice învățătură. Și asta seamănă cu ceea ce spune Biblia. Inteligența artificială poate fi folosită pentru controlul social. Să aici se încarcă libertățile, acelea pe care Dumnezeu ni le-a dat. Inteligența artificială poate fi folosită pentru controlul economic. Și aici se vorbește despre o brățară care, dacă nu faci ceea ce trebuie, are o injecție cu efect letal, te injectează și o termina cu tine. Toți va trebui să purtăm o brățară ca și pasta, ca un uh, smartwatch, da? Și acolo se monitorizează totul despre noi, unde cheltuim, cât cheltuim, cum. În momentul în care suntem neputincioși, ăsta, de ce să mai trăim? O injecție dată de inteligență artificială, comandată de inteligență artificială și să a zis cu noi. Oricum, lucrurile se pregătesc legislativ, să nu credeți că sunt așa lucruri care trec doar prin capul meu. Poate că ați auzit de doamna aceea de la Bruxelles, care a primit ca și temă, ca și asistentă medicală să o ajute în sinucidere pe o pacientă care era bolnavă de o boală gravă. Și i-a dat o injecție cu efect letal și doamna n-a vrut să moară. Și atunci a pus perna pe față. Și a omorât în modul acesta. Păi dacă a primit sarcina, n-a reușit cu injecția, a trebuit să salveze situația. Și ceea ce este și mai grav este că Inteligența artificială preia atribute asemănătoare divinității. Omnisciența, că începe să știe tot despre oricine, omniprezența, că suntem conectați și nu mai putem scăpa absolut niciunde, avem semnal, și nemurirea. Că toate lucrurile se stochează. Oamenii cu inteligența lor, cu experiența lor, cu toate lucrurile, vin și pleacă. Inteligența artificială rămâne. De aceea încheiem citind un text din Scriptură, din Apocalipsa, capitolul 13. De ce am curajul să fac lucrul acesta? Pentru că am auzit făcut, făcând această legătură pe unul dintre cei mai respectați oameni de știință. Se numește John Lennox, creștin practicant, care aducea și contrabalansa ceea ce inteligența artificială face cu scriptura. Și vă rog, citiți în minte cu inteligență artificială. Nu știu și nu vreau să mă hazardez că asta este. Dar măcar gândiți-vă că aceste lucruri care păreau că sunt imposibile, încep să devină posibile. Apoi am stat pe malul mării, spune Ioan, și am văzut ridicându-se din mare o fiară cu 10 coarne și 7 capete. Pe coarne avea 10 cu un împărătești și pe capete avea nume de hulă. Și se tot repetă cu roșu, fiara, pe care am văzut-o semăna cu un leopard, avea labe de urs și gură ca o gură de leu. Balaurul i-a dat puterea lui, scaunul lui de domnie și o stăpânire mare. Unul din capetele ei părea rănit de moarte, dar rana de moarte fusese vindecată și tot pământul se mira după fiară. Și au început să se închine balaurului, pentru că dăduse putere fiarei. Când balaurul, când fiara. Și au început să se închine fiarei. Oh, zicând, cine se poate asemăna cu fiara și cine se poate lupta cu ea? Adică e foarte puternică. I s-a dat o gură care rostea vorbe mari și hule și i s-a dat putere să lucreze 42 de luni. Ea și-a deschis gura și a început să rostească hule împotriva lui Dumnezeu. Să-i hulească numele, cortul și pe cei ce locuiesc în cer. Cât de ușor este să scriu un cod astfel încât asta să facă fiara. I s-a dat să facă război cu sfinții și să-i biruiască. I s-a dat stăpânire peste orice seminție, peste orice norod, peste orice limbă și peste orice neam. Și toți locuitorii pământului i se vor închina. Toți aceia căror nume n-a fost scris de la întemeierea lumii în cartea vieții mielului care a fost junghiat. Cine are urechi să audă? Cine duce pe alții în robie, va merge și el în robie. Cine ucide cu sabia, trebuie să fie ucis cu sabia. Aici este răbdarea și credința Sfinților. Apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară, care avea două coarne ca ale unui miel și vorbea ca un balaur. Apropo de faptul că poate să vorbească și să predice. și Au fost folosite două voci de bărbați și două voci de femei în momentul în care a predicat inteligența artificială în Germania. Ea lucra cu toată puterea fiarei din tâi, dinaintea ei. Adică era versiunea 1.0 și versiunea 2.0. Și făcea ca pământul și locuitorii lui să se închine fiarei din tâi, a, care, a cărei rană de moarte fusese vindecată. Că oamenii tot doresc să nu mai moară, după cum zicea Harari, că e doar o problemă tehnică asta, moartea, și că oamenii o să o rezolve. Să vârcea semne mari, până acolo că făcea chiar să se pogoare foc din cer pe pământ în fața oamenilor. Și amăgea, amintiți-vă ce a spus uh, Sam Altman, amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care îi se dăduse să le facă în fața fiarei. Ea a zis locuitorul pământului să facă o icoană fiarei, care avea rana, o hologramă, da? I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei și icoana fiarei să vorbească și să facă să fie omorâți, amintiți-vă de brățară, toți cei care nu se vor închina fiarei. Și am văzut că toți, mici și mari, bogați și săraci, slobo și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă, sau pe frunte. Și nimeni nu va putea cumpăra control economic sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Aici e înțelepciunea, nu inteligența. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei, căci este un număr de om. Și numărul ei este 666. Amintiți-vă de încercarea ca unor oameni să se dea nume cu cifre. Concluzii. Două foarte scurte un ateu, John Gray, spunea așa, oamenii ar putea folosi știința ca să devină un fel de Dumnezei, așa cum și-au imaginat. Însă nu va apărea nicio ființă supremă pe scenă. În loc de aceasta, vor apărea mulți Dumnezei diferiți, fiecare o parodie a ființelor umane care au existat odinioară. Și închei cu un citat pe care îl dă un rabbi, rabbi Jonathan Sachs, zice așa. Știința demontează lucrurile pentru a vedea cum funcționează. Religia le aduce împreună pentru a vedea ce înseamnă. N-aș vrea să mă poziționez nici pe știință, nici pe religie, dar aș vrea să vedem cum se îmbină cele două și anume că în timp ce știința vede cum funcționează lucrurile, religia este cea care le aduce împreună și spune ce înseamnă. Vă mulțumesc și aștept întrebările dumneavoastră ținând cont de faptul că voi avea acel răspuns standard. Vă mulțumesc frumos pentru o prezentare interesantă de seara uh, Avem două scaune pe care le punem aici în față, poate aici să vadă și frații la balcon. Și frate Remus, dacă poți să vii aici în față să dialogăm pe marginea a câteva întrebări. Nu o să zăpovim foarte mult, sunt multe întrebări care au venit, dar încerc să le sintetizez pe cele mai uh, votate. Uh, ce are Dumnezeu? O întrebare interesantă. Hai să încep cu cealaltă. Când vom învăța ca și credincioși să nu ne mai temem de noile tehnologii sau să le demonizăm? Internet, telefon mobil, inteligența artificială. Cu alte cuvinte... Uh, ce raport trebuie să avem față de ele? De respingere, de acceptare sau uh, neutru? Eu nu mă tem de noile tehnologii, dacă despre mine e vorba. Și noi, ca și creștini, nu ar trebui să ne temem de noile tehnologii, ci ar trebui doar să privim lucrurile realist. Să vedem exact care sunt oportunitățile, că de aceea ele sunt implementate, pentru că sunt oportunități. Dar, în același timp. Să nu le înghițim, apropo de dezvoltarea lobului frontal, să nu le înghițim pe toate ca fiind bune. Nu e cazul să demonizăm tehnologia pentru că o folosim cu toții. Deci nu aș umbla nici cu ăsta și n-aș umbla nici cu ăsta în buzunar dacă aș demoniza uh, uh, tehnologia. Tehnologia își are punctele ei bune și ca și creștini trebuie să le vedem și putem să accesăm și Biblie foarte ușor și să facem comparații și traduceri și... Dar în același timp trebuie să ne păstrăm rațiunea. Și rațiunea aceasta trebuie să fie noită de Duhul Sfânt, astfel încât să putem să discernem voia lui Dumnezeu care este bună, plăcută și desăvârșită. Și să nu-L confundăm pe Dumnezeu cu tehnologia. Deci Dumnezeu trebuie să rămână stăpân, iar tehnologia este o unealtă pe care trebuie să o folosim cu atenție, ea nu e nici bună, nici rea. Este amorală. Doar că un instrument care taie bine în mâna unui copil neatent poate fi letal. De aceea aveți grijă ce țineți în mână. Chirurgul poate să folosească bisturiu foarte bine, nu și copilul de 2 ani. De aceea trebuie să avem grijă Mulțumesc, bun răspuns Așadar nu trecem nici în tabara aimișilor Respingem Dar aici în tabara celor care o fără rațiune Ce are Dumnezeu de spus despre o cântare creștină Complet teologică Compusă cu ajutorul inteligenței artificiale Adică, efectiv, spune, -mi, uite, compunem eu o cântare și puteți face testul și dumneavoastră, scrieți trei, trei idei, scriem despre dragostea lui Hristos pe cruce și o compune total inteligența artificială. Ce părere ar, ar avea Dumnezeu? Cine zice perfect teologic? Asta este întrebarea mea. Cine poate să privească... Deci el trebuie să fie, în primul rând, teolog ca să poată spune dacă acea cântare este perfect teologică și dacă corespunde sfintelor scripturi. De aceea e foarte ușor să externalizăm serviciu și îl împacă cu taoismul și ne trezim la minuni de nu se poate. De aceea spun, trebuie să ne păstrăm rațiunea, trebuie să gândim, trebuie să citim cărți, trebuie să fim uh, uh, în pas cu tehnologia, trebuie să știm aceste lucruri ca noi să putem să-l să corectăm pe CET GPT atunci când el face greșeli. Și credeți-mă că face greșeli. Și nu puține. Și împacă lucruri care sunt de neîmpăcat. De aceea, perspectiva mea este că trebuie să ne păstrăm foarte, foarte bine pregătiți, astfel încât să nu înghițim minciuna ca fiind adevărul. Că știți că se vorbește tot în Apocalipsa despre prorocul mincinos, care va veni, va minți mult, îi va convinge pe mulți oameni și această manipulare este foarte mare și foarte posibilă în perioada pe care noi o trăim. Legat de ce spuneați până anterior, continui. Dacă la ChatGPT ul respectiv ar fi o cântare care nu știm dacă e teologic corect sau nu, atunci vine următoarea întrebare. Ar trebui creștinii să se implice în învățarea modelelor de inteligență artificială? Cum ne asigurăm că viitoarele modele de inteligență artificială nu au o agenda agnostică? Cu alte cuvinte, să avem creștini care lucrează acolo și când cineva intră pe chat GPT să pună o întrebare, nu cumva să primească un răspuns eronat, ci creștinii noștri lucrând acolo să asigure un răspuns teologic adecvat. Eu nu cred că vom putea ține pasul. Lucrurile se întâmplă așa de rapid, ca uh, informația este așa de multă, încât câțiva ghiocei acolo nu o să aducă primăvara deloc. Noi putem să muncim, dar să nu ne luăm acest rol apostolic în care să credem că mergând acolo vom rezolva toate lucrurile. Sunt algoritmi, algoritmii sunt foarte complicați și a crede noi că vom putea să schimbăm lucrurile prin prezența noastră acolo este, din perspectiva mea, nerealist. Dacă aveți această chemare la un apostolat special și Dumnezeu vă cheamă în domeniul acesta, eu accept că poate fi o chemare specială, dar nu cred că vom reuși să influențăm lucrurile la nivelul acesta, Agenda clar că va fi una de împăcare a orice cu oricine și cumva de a fi învățături eclectice care combină stilurile și care sunt foarte periculoase pentru că oamenii care nu mai au mintea ascuțită din punct de vedere rațional vor fi duși în, în, în eroare. Întrebare mai tehnică. Ce părere aveți despre singularity, momentul în care inteligența artificială va depăși inteligența umană? Se prezice că se va ajunge la acest eveniment în 2050. Vom fi controlați de o lume a roboților? Este posibil, nu vreau să mă hazardez, dar la modul în care se desfășoară lucrurile este foarte posibil. Citiți cartea lui Regina Nor, Secolul singurătății și veți vedea acolo eu o specialistă în domeniu care scrie lucruri foarte interesante. Nu știu. Aș vrea să nu se ajungă, dar nu știu. Se poate considera inspirație divină, o explicație, comentariu biblic sau chiar o predică generată de Large Language Model? Nu. Pentru că nu are inimă, nu are emoții. Deci, inteligența artificială ce face? Ea din tot ceea ce s-a scris și combină cumva lucrurile. Nu există partea emoțională și asta recunosc oamenii de știință că nu există parte emoțională în inteligența artificială. Totul este un fel de creier. Deci un creier mare care are acces la toate informațiile care s-au scris și care cumva ia și le combină în miliarde de feluri, deci se pare că tot timpul este altceva. Avem voie să folosim materiale generate de inteligență artificială, nu la școală, în biserică. Da. Aici este o problemă de etică și la școală și în biserică. Ideea este că uh, există uh, o dilemă etică și anume ai voie să folosești ceea ce a generat respectivul uh, soft fără să-l citezi? Adică ceea ce eu știu este că trebuie să citezi și să spui care părți, de exemplu partea de discuții, ai făcut-o cu CGPT, trebuie să spui lucrul acesta că ai făcut. Dacă ai făcut tot eseul cu CGPT, normal că nu o să vrei să spui lucrul ăsta, că profesorul o să-ți dea 4 sau 3 sau 2 sau 1 sau nu știu cât se mai dă pentru astfel de lucruri. Dar ce la biserică, sincer, nu m-aș duce pentru că e greu. Din ceea ce eu am văzut postat pe rețele, sunt foarte multe mesaje care parcă sunt creștine și care n-au nimic de a face cu creștinismul. Atenție la lucrul ăsta, Că luați și postați tot felul și văd materiale care sunt, uh, uh, cum, cum zice uh, Meta, uh, mult postate. Și Șeruite sau cum? Nu, e... Uh, cum? Viral, viral. Viral Vir viral uh, repetate și trimise, da? Deci uh, atenție la lucrul ăsta că uneori, vrând să faceți un lucru bun, de fapt luați tot felul de învățături ciudate, nebiblice și le trimiteți la alții. Și atunci cum ar trebui? Ce sfat le-am celor care ne urmăresc? Ce să fac? Vă, văd un citat care sună așa de bine, că și eu am văzut citate par așa de interesante, dar n-au nimic de a face cu creștinismul sau foarte puțin au de a face. Da, cităm Marcus Aurelius, care era păgând și alte lucruri de, de genul acesta, unde ori nici nu știm pe cine cităm. Deci, da. eu cred că ar trebui să ne întoarcem la Scriptură. Scriptura este puterea lui Dumnezeu. Scriptura are putere în ea însă și orice cuvânt al lui Dumnezeu este plin de putere. Așa că, haideți să ne întoarcem la Scriptură. Și să citim acolo. Și dacă tot vrem să cităm ceva, și dacă tot vrem să trimitem ceva, haideți să trimitem lucruri valoroase, nu uh, uh, junk. Uh, două întrebări cumva legate. Dacă inteligența asta artificială poate să-l convingă pe un om de existența lui Dumnezeu, spre exemplu, cineva are o întrebare, măi, există Dumnezeu sau nu și pune el întrebarea asta. Și, doi, tot în aceeași direcție, poate o mașină cu inteligență artificială să dezvolte credința în Dumnezeu sau o relație spirituală? Nu știu. Prefer să, zic, prefer să zic nu, dar nu vreau să creadă cineva că unde nu știu îmi dau cu părerea. Nu știu. Nu cred că diavolul va vrea vreodată să-l scoată în evidență pe Dumnezeu. Orice împărăție care este dezbinată împotriva ei înșiși, până la urmă se va distruge. De aceea nu cred că cineva ar face algoritm astfel încât să-l convingă pe altcineva... De Dumnezeu, pentru că lucrarea de convingere, ascultați, nu pot face eu, nu fa poate face preotul, nu poate face absolut nimeni decât Duhul Sfânt. Întrebarea este, de fapt, este Duhul Sfânt în. Răspunsul meu tind să fie că nu este. Cel puțin din ceea ce am văzut până acum. Cum pot folosi creștinii inteligența artificială pentru bine? Acum, ce-i binele? Deci aici, până la urmă, ajungem ce este binele. Adică dacă binele este să fac un ușor, poți să o folosești repede. Dacă este să nu raționezi prea mult, ei și copiezi de acolo și dai la alții. Dar ăsta nu este binele, din perspectiva mea. Binele are de a face cu voia lui Dumnezeu pentru viața noastră. Și aici, fiecare dintre noi ar trebui să ne întrebăm foarte serios în dreptul nostru. Care este voia lui Dumnezeu pentru viața mea? Și să nu întrebăm, pentru că N-am stat prea mult la chestia cu oracolul, dar să știți că CGPT este chestionat foarte des ca și un oracol. Ce să fac? Să mă mut în Suedia? Și el spune, da, sunt locuri de muncă, e faine, din ce punct de vedere? Și noi întrebăm, dar sunt biserici. CGPT, da, sunt biserici. Uh, uh, ce Evanghelie au? Au o Evanghelie bună, acolo puteți să vă mutați, fiți liniștiți. Ce pot să întreb? Dacă se predică uh, LGBTQ. Nu cred că poți să-l întrebi așa ceva pe GPT, că este și politică li corect, atenție, că uneori nu dă răspunsuri. Zice, n-am fost creat, n -avem, nu pot să zic treaba asta, crezi fiecare crede ce vrea. Bun, uh, ultima întrebare, ah. că mai sunt câteva și dar trebuie să și încheiem. Și ultima întrebare e să o găsesc. Ați menționat chiar și dumneavoastră că aveți întrebări fără răspuns. Ah. Care e cea mai dificilă întrebare la care nu ați găsit răspuns? Mă întreb dacă, dacă inteligența artificială este fiara sau dacă e doar o etapă preliminară și nu știu. Vi-am citat textul acesta pentru că sunt lucruri care se potrivesc. Nu am însă încredințarea să spun da egal între una și cealaltă. Dar sunt foarte atent. Citesc Biblia în fiecare zi, o citesc poate peste de peste 50, 60, 70 de ori, nu știu de câte ori am citit-o, și o citesc în fiecare zi. Pentru că vreau ca dacă cumva ceva se va identifica în lumea reală cu Scriptura, să pot să văd lucrul acesta bine. De aceea, iubiților, citiți Scriptura. Iubiți Scriptura. Rugați-vă Scriptura. Nu vă rugați, că uneori auzim rugăciuni din ăsta care n-au nimic de a face nici cu Dumnezeu, nici cu Domnul Isus, nici cu nimic. Și chiar în biserică. Noi trebuie să învățăm să ne rugăm din perspectiva scripturii. Pentru că acolo cunoaștem care este voia lui Dumnezeu. Deci nu știu. Am emis doar niște ipoteze și vă rog să le luați ca atare. Am fost încurajat și de John Lennox, care e mult mai tare decât mine și care și el a uh, pus lucrurile cumva uh, în apropiere unul de celălalt, textul din Apocalipsa 13 și cu uh, inteligența aceasta artificială care se dezvoltă atât de repede. Dar încă o dată nu există semn de egalitate. Mulțumesc! Ultima întrebare, pentru ce ne putem ruga pentru dumneavoastră? Rugați-vă pentru protecție. Vreau să vă spun că ori de câte ori merg într-o misiune în care mă întâlnesc cu sute de oameni și vorbesc despre lucruri care țin de contemporaneitate, există atacuri. Există atacuri la nivelul mașinii, există atacuri la nivelul meu, există atacuri la nivelul familiei. Rugați-vă pentru protecția mea. Am nevoie de protecția lui Dumnezeu atunci când merg și am nevoie de mult discernământ. Pentru că nu pot ajunge peste tot, nu pot vorbi astfel încât să fiu auzit și nu îmi place să folosesc foarte mult această metodă a transmiterii lucrurilor prin internet. Cred că interacțiunea umană Face-to-face face este cea mai puternică pe care Dumnezeu a lăsat-o și nu poate fi înlocuită de nimic. Pot merge și la televiziune, pot vorbi și pe internet, dar ca și interacțiunea față în față, și asta am învățat în timpul programului doctoral, că cea mai importantă interacțiune este interacțiunea face-to-face. Face. Pentru că noi prin vorbe vorbim maxim 15% și transmite mesaj. În rest transmitem prin alte lucruri pe non-verbal, pe paraverbal. De aceea prefer această interacțiune față în față cu oamenii. Vă mulțumesc că mă veți susține în acest demers pe care l-am și în această rugăciune de a fi cu discernământ și a ști unde să nu mi pierd timpul și unde nu mi pierd timpul, ci răscumpăr vremea aceea, pentru că zilele sunt rele. Biblia spune că cunoștința va crește, n-a crescut niciodată așa de repede ca și acum. Vremea se va scurta, niciodată timpul n-a trecut mai repede decât acum, când ne uităm și după două ore jumate. Ce am făcut? N-am făcut nimic. Am scroll, scroll pe telefon. Da? Trăim vremuri despre care Biblia a vorbit și are multe de spus. Doar că trebuie, și cu asta închei, ceea ce a spus Billy Graham. Creștinul din secolul 20, că el atunci trăia, trebuie să țină în mâna dreaptă Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, și în mâna stângă spunea el ziarul. Eu zic media, Trebuie să fim informați, trebuie să fim uh, uh, la punct cu ceea ce se întâmplă, dar trebuie să găsim răspunsurile scripturii. Și în mâna dreaptă, nu uitați, nu schimbați niciodată mâna. Nu puneți tehnologia, nu puneți informația în mâna dreaptă și Biblia în stânga. Mulți ați lăsat-o pe birou și știu lucrul ăsta. Verificați Biblia. Dacă există praf pe ea, înseamnă că n-ai luat-o de mult în mână și ar trebui să te îndeletnicești cu scriptura și cu rugăciunea. Parcă m-am simțit. Un pic inadecvat când am aflat că dimineața ați vorbit despre rugăciune și acum eu vin cu tehnologia și cu inteligența artificială. Nu vor fi la post rugăciune toți, de asta au, avem acolo pus deoparte. delit vă cu rugăciunea și cu postul și nu uitați că tehnologia nu poate rezolva problemele pe care le putem re rezolva pe genunchi. Niciodată. Nu externalizați acest serviciu. Am văzut site-uri în care oamenii plătesc și se aprind lumânări nu știu unde, da? Și ori externaliza serviciul de rugăciune și de aprindere de lumânări. Nu se poate asta în rugăciune. Rugăciunea noastră nu poate să o facă nimeni în locul nostru. De aceea trebuie să ne rugăm pentru noi, pentru familia noastră, pentru biserica din care facem parte și lucrul acesta trebuie să le facem fiecare dintre noi în aceste vremuri dificile, zic eu. Domnul să vă binecuvânteze.